A fi profesor la Centrul Școlar de Educație Inclusivă înseamnă a fi mai mult decât un cadru didactic care intră la oră, își ține lecția și iese din clasă când sună clopoțelul. A fi dascăl pentru copiii cu deficiențe presupune să devii un alt fel de părinte. În plus, nu poți lucra în învățământul special decât dacă ți se potrivește o asemenea meserie. Aceasta este concluzia la care a ajuns psihoterapeutul reghinean Anca Perșa. Sunt 15 ani de când a ales să profeseze ca psiholog pentru a-i ajuta pe copiii cu nevoi speciale. Satisfacția mea mare este în momentul în care văd un mic progres la un copil care are probleme mari. Este mai ușor să accepti că nu poate decât să vezi un copil care nu are nicio problemă și nu vrea să învețe, nu vrea să progreseze. Atunci satisfacția ta ca profesionist este foarte mare când vezi că reușești ceva cu un copil cu probleme. Da, dacă nu faci cu plăcere, nu vii cu drag, nu reziști, nu reușești să faci nimic. Efectiv, copilul, indiferent câte probleme are, te simte. Te simte că nu-l iubești, te simte că îl iubești și în funcție de cum te simte, așa se poartă și cu tine, așa reacționează și la ce faci tu. Eu pot să zic că sunt foarte mulțumită de rezultatele pe care le avem cu elevii, în sensul că mergem la concursuri, câștigăm, am putut să mă duc cu ei la mare, am putut în fiecare an facem mărțișoare cu tot dragul și le oferim. Deci foarte, foarte multe activități. În anul 2000, Anca Perșa deschidea în Reghin primul cabinet care oferea servicii de consiliere și terapie psihologică. Avea deja experiență la școala specială și pe măsură ce a descoperit ajutorul care poate fi acordat copiilor cu deficiențe, s-a dedicat acestora ca unei a doua familii. Eu la bază am fost inginer, dar lucrând la școala specială din Apalina, în Târgu Mureș, înființindu-se secția de psihologie la Dimitrie Cantemir, totdeauna mi-a plăcut psihologia. Și am zis, și sugerat de copii, de lucru cu elevii cu nevoie, cerințe speciale, nici n-am mai stat pe gânduri. În momentul în care s-a înființat și am aflat că există la Târgu Mureș, m-am înscris. Este un domeniu atât de complex. Pe ce anume v-ați canalizat interesul, să spunem, din acest vast domeniu al psihologiei? Interesul, cred că mi-a fost dirijat din start de psihopedagogia specială. Începând să urmez facultatea influențată de locul de muncă și specialitatea mea a fost canalizată în direcția respectivă. Asta nu înseamnă că nu mă descurc și la psihoterapie și la consiliere, dar plăcerea mea este să lucrez cu copiii cu cerințe educative speciale. Dar mai multe despre activitatea psihologilor cu elevii care prezintă deficiențe, despre sistemul de învățământ special din România și satisfacțiile meseriei de psihoterapeut, aflați urmărind emisiunea Reghin Exclusiv la Da Reghin TV, duminică de la ora 21.